Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce urmează să se întâmple în viața voastră. Atâta timp cât voi ați decis să intrați pe această etalare, înseamnă că vom avea mesaje semnificative pentru voi. Dacă veți avea nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Țineți cont că această etalare este una generală și putem trece direct la treabă. Bun! Să vedem! Le vom lua pe aceste două cărți întâi și avem așa. Protejat, ești protejat de forțele negative care sunt în afara controlului tău, deci să nu vă faceți griji pentru că în această perioadă voi sunteți protejați. Lucrurile nu întotdeauna vor fi în acest fel. O schimbare semnificativă vine spre tine și te urci înspre succes. Deci, momentan, începem foarte bine, începem cu protecție divină, cu schimbări benefice pentru voi și cu faptul că după ce trece acest mini concediu de Paște, voi veți fi pe cai mari. Vei primi un cadou destul de prețios. Da. Și există forțe care lucrează împotriva voastră. Deja vi s-a spus că sunteți protejați, deci să nu vă faceți cumva griji, că mai sunt oameni care n-au ce face și încearcă să vă strice vouă zilele. Nu este cazul să vă impacientați, nu este cazul să credeți că au o putere extraordinară acești oameni. Adevărul este că nu au, adevărul e că voi veți fi bine și trebuie să aveți încredere că ghizii voștri își fac efectiv treaba. Sunt cam multe aici. Aici există chestiuni prin care voi puteți avea de face cu un bărbat mai tânăr sau bărbatul mai tânăr poate să vă creeze probleme. Poșetă, atenție la finanțele voastre. Controlează-ți furia sau îți va părea rău. Și tristețe în familie. Aici s-ar putea ca voi pur și simplu să aveți tendința să pierdeți niște bani, nu neapărat că vi fură cineva, dar voi să dați vina pe acest bărbat. Atenție foarte mare, pentru că nu pentru toată lumea acest bărbat într-adevăr va fi vinovat de pierderile voastre de bani și riscați să creați o mare ceartă și o mare discuție pentru că voi aici nu prea sunteți atenți legat de partea de finanțe. Atenție foarte mare, pentru că foarte multe persoane de aici puteți spune: a, păi da, da, am în familie cineva care vrea să profite de pe urma mea. Păi dacă știți că profită exact acea persoană, atunci de ce îi mai dați banii? E cumva o pierdere care este generată de voi. Știți foarte bine că ar trebui să fiți mai grijuli sau că n-ar trebui să dați banii împrumut și totuși voi totuși o faceți și aveți tendința ulterior să dați vina pe alte persoane, nu pe să nu luați neapărat responsabilitatea pentru acțiunile voastre. Veți primi recunoaștere în funcție de eforturile voastre depuse. Deci dacă pierdeți bani pe de o parte, puteți primi o promovare, puteți primi un bonus, puteți primi o mărire de salariu, ceva de această natură. Nu este cazul să vă concentrați pe chestiuni negative, pentru că întotdeauna vor veni aici alte situații benefice înspre voi. Secretele ascunse vă pot răni. Încercați să aveți grijă cât de adânc săpați în anumite chestiuni, pentru că s-ar putea ca anumite răspunsuri să vă doară. O perioadă de depresie și sănătate cam șubredă. Un pic de atenție în legătură cu odihna, în legătură cu sănătatea și în special sănătatea mentală.
aveți câteva obstacole de trecut, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie neapărat ceva probleme și trebuie să conștientizați că voi sunteți persoane puternice și cu siguranță vi se vor arăta toate condițiile necesare pentru a avea succes foarte, foarte curând. Crește eforturile dacă vrei să îți obții țelurile, idealurile. Și gong. Știri semnificative. Și atenție mare la sănătatea voastră încă o dată. Deci atenție foarte mare cu sănătatea, că voi aveți tendința să nu vă simțiți neapărat extrem de bine cu sănătatea. În afară de asta, sincer, va fi o perioadă foarte benefică, va fi o perioadă foarte bună, foarte promițătoare, în care puteți foarte clar să obțineți țelurile, dar să nu uitați să aveți grijă și de voi. Atenție foarte mare la chestia cu banii, pentru că nu prea îmi pare să fie ceva unde altcineva este vinovat aici, îmi pare că voi mai degrabă cumva conștientizați că nu ar fi bine să faceți ceva cu banii respectiv și totuși faceți și din acea cauză banii se pierd și după vă vărsați nervii pe cine apucați. Atenție foarte mare, fiți precauți. În mare parte voi sunteți protejați, dar câteodată când vi le faceți cu mâna voastră, ghizii vă protejează de ceea ce este în jurul vostru, dar nu vă pot proteja de voi înșivă. Deci atenție foarte mare la acest aspect în legătură cu viețile voastre. Sper că vă este util această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!